mă scuzați. Îmi spuneți, vă rog. Bună ziua, mă scuzați. Nu contează vârsta, nu? Mă pupăm. Hai că ăla vine. Vine șolobanul, vine șolobanul. Șolobanul! Haida, haida, haida. Și trebuie să construiți un culcuș. Culcus. Da, e omul consider câștigător. Unii? Am te baia. Ai gătit mașa că țan? Ai câte da eu? Tu da bag un țan că mă, ce-mi pui mai aici? Bună, dragilor, bine ați venit sau revenit la emisiunea Nu te supăra, frate, alături de mine și... Șolobanul super! Șolobanul de Cristi! Șolobanul de pădure! Sunt foarte fericit pentru că a venit căldura și vrem să facem de mult provocări afară. Și începem provocarea în parcul. Cismigiu? Bogioroș! Într-un parc! Începe... Charles de Gales! Erăstrău, dragilor! Yes! Interesant! Aia zic și eu. Ne-am echipat corespunzător, mai puțin eu în partea de jos. Partea inferioară a corpului. Pentru că sunt accidentată, din păcate. Piciorul face parte din corp. Șpăgarul. Șpăgarul, știi ce mi-a făcut? Aseară m-a lovit la picior. Am dat șpagă la veciu și am zis, fii atentă, când vine Bianca, pam, îi dai una în picior. Jos! Da. Și acum s-o va trebui și... să facem provocările. Picior, durere, știi că papuci. Avem provocări de alergare, îți dai seama asta. Da, avem alergare. El n-are voie să alerge, după cum știți. Am probleme la nu poate avena asta care e bolnav. Nu pot să, nu pot să ridic la nu asta, nu la cap, nu la cap, nu, lasă-tă că nu la cap. Iar eu nu știe. Vedeți, sunt accidentat, el cu probleme cu spatele, dar va trebui să facem provocări sportive. Deci încercăm și noi asta. Și... Bătrânește, ajunge la. Deci că să mergem în grădina japoneză, știu de? Ceva cu japonez. Konnichiwa! Dragilor, haideți după noi. O să ne separăm. Naruto! Fiecare partea lui. Și vedem în grădina japoneză, nu? Cine ajunge ultimul trebuie să ia cutia cu provocări. Să dăm cu capul de perete! Ok! Dragilor, să știți că eu am cea mai șmechere strategie pe care poți să ai într-un challenge. Deci chestia e în felul următor. Deci el merge liniștit. Vreau să meargă înainte. Găsește aia grătina japoneză. Trebuie să mă chinui cu... Și eu doar alerg un pic, că n-am venit mănânc de 100 de metri, că nu poate să alerge, știi? Deci mi s-a umflat. Dar nu mă dau bătută. Mă scuzați, îmi spuneți, vă rog. Bună ziua, mă scuzați. Ok. Bună ziua. De ce nu m-a băgat în seama, mă? De ce trei ori am zis, poate nu mă aude, nu nimic. O, Doamne, hai că ăla vine. Vine șolobanul, vine șolobanul. S-a schimbat. Au. Eu m-am schimbat. Dar populația de noapte, nu se schimbă niciodată. Bună, scuze. Îmi spui, te rog, dacă știi unde e grădina japoneză? Zi un pic mai ușor, te rog, să n-audă băiatul ăla. Nu mai arăta, nu mai arăta, că vede el. Stânga, culoarea, da, așa? Stânga, dreapta, super, stânga. Super, mersi. Stânga aici, da. Acolo e. Încolo. Încolo, au. Taci. Nu ne facem noi griji. Până ajunge aia. M-a obosit. Am probleme cu reumatismul la... Hai că sigur e aici. L-ați văzut în ce stare e? Am dat șpagă unde trebuie aseară. Pam, lăsat-o o loagă. Cred că nu-i chiar aici. Și acum... Ia să mai întreb pe cineva. Bună ziua, mă iertați, știți cum bau unde e grădina japoneză? Șolobanul de pădure. Unde dispărut șolobanul de pădure? Ai, ce bună răbiciu. Căutăm miros de Japonia. L-am pierdut și pe Cristi. Nipon! M-am pierdut de tot. Suntem într-un ritm alert. Păi trebuie să ajungă. Stai zis, mă, că o prindem din urmă. Ia uite-l în spate.
mă duc ca după Bibi, tu ce vorbești? Vrei să o șpagă? Aia nu, aia nu. Aia. Nu? Asta? Aha. Nu, e terasa acolo, nu, cred că e chiar în capăt. Am tot să dau șpagă să mă bagi în eroare la sărăjala. Ager. Konnichiwa! Ia uite-o. Mă, ăsta e restaurant, mă. Bianca, te sună cineva! Grădina japoneză! I-am ajuns prima! Accidentată cum sunt! Bianca, dar tu nu știi un lucru foarte important. S-au omis niște detalii pe care ți le specific eu acum. N-aud și nu văd! Cine se urcă primul pe stâncă? Care stâncă, mă? Uite! După alergare cruntă, prima cea care a ajuns, am fost eu. Am mâncat castraveți, că când m-am trezit, deci mă doare capul. Iar el, acum, trebuie să se urce pe stâncă, să ia provocările. Nu știți că în Japonia lucrurile sunt invers, de fapt, fusul orar acolo este invers față de anul sus. Dacă stăm și o luăm logic, eu am ajuns înainte de-a ta cu o oră. Deci el și-a băut cafeluța. Între buncul, la ce ori ajuns tu? La suvrăjeala. Uitați ceasul. Hai după 12 fără 5. Hai după provocările. Am câștigat! Să-mi pui melodia de la Rocky acum, da? România, România, Japonia, Japonia. Hai, Cristi, că ne grăbim puțin. Hai. Lucas! Oferă o foare un trecător, ți-a pus fără să-i pun motivă. Încă vine la el. Mai nu contează vârsta, nu? Hai. Haide. Aici, cred că o să câștig. Oh, Doamne! Dragilor, acestea sunt floricele pe care le avem. Cristi, hai să dăm la mamă cu fii. Uite, la mamă cu fii. Uite că sunt frumoși, fericiți. Hai. Mamă cu fii. Până ajungi tu acolo. Hai, hai. Mergem după ei. Puteți să zicem bună ziua. Hai, le dăm. Hai. Sau la cuplu. Trebuie să semnezi după aia. Sau la cuplu. La cuplu. Hai la cuplu. Uite până înainte. Se despart. Bună! Oh, mersi mult! Mersi! Cu plăcere! Mă pupăm! A plăcut este? Nu trebuia să zici nimic! Asta e problema, că nu... E cringe că nu putem să zicem motivul. Următoarea provocare... Cristi, fă 5 genoflexiuni cu Bianca în spate. Bianca, fă 5 genoflexiuni și 5 flotări. Mă, dar are probleme cu spatele, mă, săracu. Hai, că mi-e milă de el. Aici, ia-mi. Da-mă să fac încălzirea, ce-i faci? Ce asta e încălzire? Hai, cum să mă pun? Hai, hai că mă ține. Oi! Bă-le! Ce faci, mă, șolobanule? Unu. Doi. Da. Șolobanu! Mai trebuie una, nu vezi? Avem aici pe Mihai Petre care judecă. Ce-ți am? Jos, jos, jos. Sună periculos. Incorrect! Nu e bine? 2 3 Foarte prost executat. 4 5 Au, au, au. Foarte, foarte corect executat. 2 Stai vreun fel de yoga, ceva? 3 Ferească-mă, Dumnezeu.
Astea-s flotările Biancă-i ca să... Ciorul. Dar nu cred că e alună. Sunt niște timpuri grele, dragilor. Banii mai lipsesc și mâncăm din pădure. Du-te în cifrul mai aglomerat, așa dansează. Am greșit, nu era alună. E timp de un minut pe o muzică pe care o auzi doar tu. Bun. Hai acolo, că uite-s o grămadă de copii. Ne referim la hai unde erau copiii ăia. Corect, da? Ființe. Hai unde ce erau sunt copii? În esență ființele? Muște. Vietăți. Ce sunt muște? Ce vietăți puteți? Haide, haide. Copaci. Copacii sunt ființe. Hai să începem provocarea. Aici, după cum vedeți, sunt oameni în spate și în partea cealaltă și în partea cealaltă. Și acum de oameni. Hai. Eu de obicei ascult Vivaldi. Da, știu. Tu, dar bagă un țancă, mă, ce-mi pui mă aici? Bă, hai că-i lumea o educată aici. Să uite la noi acum, mi-am dat seama. Să știți că toată lumea s-a uitat la noi. Asta am okay. Făcut-o. Nu mă deranja. Fiecare ne vă fac că eu. Am făcut-o. Făcut-o. Și ne-a făcut mate. Am făcut. Nu. Chiar am făcut-o. Săriți timp de 3 minute coarda într-un picior. Atenție, aveți cronometru și trebuie că cele sărit. Ce să sară și capa? Măi, stai. 1, 2, 3, da? Am pornit, să știți. Dar într-un picior trebuia, eu greșeală. Să și microfonul. Am două. Bravo! 3 greșeli. Doamne! Câte? 30 de secunde. Ești eu, nu poate să mă treacă. Deci, ai făcut? O greșeală, una la mână era de sărit într-un picior, nu în două. Ce, mă? Următoarea greșeală, te-ai oprit de mai multe ori. Vreo 7 greșeli, în fine. Doamnelor și domnilor. După cum bine vedeți. Dar eu mi-am dat seama acum, șpăgarelor. Ați făcut provocarea într-un picior, ca să poată să facă și ea, nu? Hai da. Și după cum bine vedeți, Bianca sare într-un picior și mai sare încă o dată. Și greșeală magnifică a portarului de la Burziceni. Pe ce, Dumnezeu, 3 minute, dar tu... Da, eu mă consider câștigător. Ia să vedem ultima. Provocarea oului, o să primiți ziare și vată, depinde ce vă pică, din cer sau cum. Și trebuie să construiți un culcuș, culcus. Așa, mai exact, să înveliți oul în așa fel încât la final, când o să fie aruncat de la 2-3 metri, să nu se sparge. Alo. Deci avem ziare, iar el vată. Hai să vedem dacă este ceva. Zici că e colet de la pancurier. Am frișit. Și cu acel râs malefic. Mergem pe stâncă? Haide! Da, pe a doua treaptă, da? Ok. 2 metri. Hai. Oh, Doamne, a lui o să câștige. S-a spart. S-a spart. De unde știi? Că simt la mână, tu. Dacă ai câștigat, ai trișat. N-am câștigat. Muscă, pleacă de aici, tu periculoasă de muscă ce ești. S-a spart, al meu. Da, nu e așa de spart ca a lui. Ia. Uite, al meu e mai ok.
Uitați, a meu e chiar ok. Dragilor, aceștia am fost noi. Alături de voi, sperăm să ne urmăriți, să ne dați like, comentarii. Kagebushin no jutsu. Takedemasu. Te simți bine? Oni? Anteba ya. Nagetsumashita ketsan. Akite da yo. Uitați-vă la mine. Uitați-vă la mine. Deci, uite, ia, întoarce-te un pic. Plin de asta pe spate. Murdar. Ce-i cu tine? Takedemasu. Du-te și spală-te. Și ne vedem săptămâna viitoare, dragilor. Să aveți grijă de voi. Și ne vedem săptămâna viitoare, joi la ora 18. Borș de pere. Alături de noi. Pa!